Ca în fiecare an, în apropierea zilei de 8 martie, toți cei interesați de activități comerciale ocazionale trebuie să transmită o solicitare la Primăria Municipiului Timișoara în vederea obținerii avizului de comercializare. Registrarea cererilor se va face în perioada 26-28 februarie în sistem online. Pentru înscriere, solicitanții trebuie să-și creeze un cont cu numărul de telefon pe cont.primariatm.ro, completând corect toate datele personale. Pentru cei interesați care au nevoie de îndrumări în vederea înregistrării, la camera 12 se oferă servicii de consiliere. Actele necesare obținerii avizului sunt cerere tip, copie buletin, copie atestat de producător flori și carnet de comercializare, în termen de valabilitate și copie certificat unic de înregistrare, achitarea taxei de autorizare pentru spațiul de 2 metri pătrați în valoare de 83 de lei și taxa de ocupare a domeniului public de 3 lei per metru pătrat pe zi pentru Piața Libertății Ceas Floral, Strada Mărăști, respectiv 2 lei per metru pătrat pe zi pentru restul orașului, se va face anticipat pe toată perioada de autorizare aprobată la momentul înregistrării cererii online, fără posibilitatea restituirii acestor taxe.